Telefonul folosit la asasinarea lui Ioan Crișan este un model Alcatel, scriu jurnaliștii din presa locală. Vă amintim, anchetatorii au crezut inițial că ucigașul ar fi folosit un telefon mobil vechi, fără GPS și care nu putea fi conectat la internet. Ei bine, nu. Se pare că telefonul nu era chiar atât de vechi. Avea inclusiv un slot în care putea fi introdus un card de memorie, spun surse din anchetă, citate de jurnaliștii de la aradon.ro. Colega noastră, Daciana Cordoș, este în direct cu noi și ne spune mai multe. Daciana, bună dimineața, te ascultăm! O informație nouă vehiculată în presa locală în condițiile în care la mai bine de o lună de la asasinarea omului de afaceri, anchetatorii par să bată pasul pe loc. Așadar, telefonul care a declanșat bomba ar fi realizat de producătorul Alcatel, însă nu se știe exact modelul. Un model nu foarte vechi pentru că a fost identificat un slot de card de memorie. Nu se știe până în acest moment dacă anchetatorii au reușit să identifice și numărul apelat. Vă reamintesc că în data de 29 mai, omul de afaceri Ioan Crișan a fost asasinat. O bombă a fost amplasată sub scaunul mașinii. Până acum se cunosc foarte puține date din anchetă.